Salutare, dragi prieteni, și iată-le din nou pe canalul meu de YouTube, Dan Praf. După cum puteți vedea, sunt în boxa lui Jardel aici. Iar în minutele ce urmează, și subiectul acestui videoclip, este că Jardel nu mai încape pe ușa unde doarme, acolo, din coteață. Eu o să-l mut în partea cealaltă, unde a stat Gimbirică, și voi încerca să decupez aici cu drujba, cu ranga, cu ce o avea, pentru a-i mări intrarea de la coteață. A crescut și crește forță. Cei care ați urmărit videoclipurile mele de-a lungul timpului din urmă cu el, ați putut vedea că l-am și cântărit. Îl cântăresc lună de lună, pe data de 15 a fiecărei luni. Sper să pot să-l cântăresc și luna aceasta, când va veni ziua. Nu știu dacă mai intră în acea boxă de cântărire. Vom vedea. La ultima cântărire a avut 313 kg și jumătate. Ca și vârstă, 13 luni. Da, uitați lumea. Bine că a intrat. O să-l închidem aici puțin. Între timp am adus drujba, am adus o rânguță. Ia uitați cum iese porcul din adăpostul lui. Hai mai, iese așa, copaie. Imediat o să-l mut în partea cealaltă. Gădălică, arată ta. Hai mai, Sandi. Nu o să mai treacă în curând. Hop, 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 hop. Să asigurăm poarta cât de cât. O să vinde peste mine. Acum o să încerc să măresc aici, să scot bârna asta. Să verificăm dacă avem cuie. Sunt ceva cuie, da, asta e. N-am mai pornit drujba. De o grămadă. A trecut de înălțimea gardului. Cam așa arată Jardelică.
Da, de link, ai la dat, am. O să-l transfer înapoi, dragii mei. O să facem proba aici, să vedem dacă intră, iese. I-am făcut și aia elisire. Totodată. Hai, hai de la tata. Hai ursul, tata, haide. Haide-mi. Ce-ai găsit, bă, ce-ai găsit? Mai vei înapoi? Haide-mi. Are chef de joacă, dragii mei. Haide-mi. Ușor, 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 tata, ușor. Bravo. Lăsați și voi acolo părerile voastre în secțiunea comentarii. Dacă a mai crescut, dacă la Crăciun îl va depăși pe celebrul gibirică în greutate, eu vă voi răspunde la fiecare în parte. Haide-mi. Hai, hai. Nu mai vrei să mai intri, mă? Hai, băiat, haide. Iată, de mintră. Acum intră ca lume. Iată, băiat. Și iese. Este în regulă. Să-i dăm ceva și de mâncare. La tata. Ăla-i furajer. Să luăm prâjba de aici. A pornit săraca drujba după atâta timp. Chiar nu mă așteptam. N-am pornit-o de câteva luni de zile. Ce să vă mai zic, dragi prieteni? Dacă v-a plăcut și acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să distribuiți. Toate cele bune, tot respectul din partea mea. Numai bine, Doamne ajută!